Lucrările sunt în grafic pe centura Timișoara Sud, iar ministrul transporturilor Sorin Grindeanu anunță că timișenii pot în curând să circule pe noul drum. Îmi doresc, așa cum am spus și în intervenția mea de azi, îmi doresc cel puțin pentru Timișoara în perioada imediat următoare ca undeva în iulie să finalizăm centura de sud. Lucrurile merg foarte bine în ultima perioadă pe acel obiectiv. În mandatul de ministru, Grindeanu mai are două mari obiective de îndeplinit pentru județul Timiș. Îmi doresc de asemenea să reușesc, cât sunt ministru al transporturilor, să semnez contractul și pentru centura de vest a Timișoarei, la 4 benzi de această dată, și îmi doresc să semnez contractul de drum expres Timișoara-Moravița, pe lângă celelalte proiecte pe care le știți deja, cele care sunt în desfășurare, cele legate de legătura aeroportului cu orașul, cu Gara de Est și, bineînțeles, PNRR-ul. În prezent, în România se lucrează pe aproximativ 730 de kilometri de autostradă și drum expres.